Consiliul de administrație al Electrica, una dintre cele mai mari companii de distribuție și furnizare din România, a aprobat implementarea unui proces de reorganizare a structurii de personal a societății și aplicarea măsurii de concediere colectivă, structura organizatorică urmând să fie modificată începând cu data de 1 martie 2022, se arată în comunicatul de presă transmis Bursei de Valori București. Ca rezultat al acestui demers, numărul de entități organizaționale din cadrul societății se va reduce semnificativ, cu o diminuare de 19%, în timp ce numărul de posturi de conducere sau de coordonare se va reduce chiar mai mult, cu 25%, informează Capital.